Bună ziua, domnilor, domnilor și dragi copii! Suntem în prag de Revelion, adică la un pas de marea sărbătoare a trecerii dintre ani. Indiferent că te găsești în România, la București, Sibiu sau Cluj, la Londra sau la Paris, știu sigur că vei serba cu mare fast trecerea dintre ani. Oamenii din toată lumea petrec noaptea de Revelion cu cea mai mare bucurie, cu focuri de artificii minunate și voie bună pentru a întâmpina noul an cu veselie și cu speranțe că va fi un an mai bun decât cel care tocmai se încheie. Știați că romanii au dedicat prima zi din an lui Janus, zeul porților, al intrărilor și al începuturilor. Chiar și numele lunii ianuarie provine tot de la Janus, zeul cu două fețe, una îndreptată înainte, iar alta înapoi. Deși în vechime anul nou începe în luna martie, totuși un împărat roman, Iulius Cezar, pe numele său, a stabilit prin lege că ziua de 1 ianuarie să fie prima zi din an. Și așa a rămas până în zilele noastre. Dar nu vreau să vă țin o lecție de istorie sau de drept roman. Așa că vă mai spun doar că eu îmi doresc de la anul 2022 să fie anul care să ne aducă fericire. Eu sunt Cristina, la mulți ani cu bine tuturor!